Și cu asta. Hai să mai pun una, că mamă, cum miroase. Coada șobolanului putrezit. Ia un pic de, da, un pic de esență de rahat halit la TV. Da, ăsta e. Am pus. Mai departe, ia să vedem. Da. Deci petale de nu uita cine te plătește. 1 2 3 4 5 bucăți, le punem aici. Pastele le-am furat în curtea varanului, să nu mă spuneți. Așa, amestecăm. Ia să vedem. O floare de vene umflate în gât. Da, da. Asta e. Și plus, plus, nu putea să lipsească, nu e așa? Esență din treaba aia a țigănci împuțite. Yeah. Hai, bă, că iese o nenorocire. Stai să închidem asta, că aia țigănci pute, nu așa. Gata. Așa. Amestecăm cu atenție să nu facem vreun accident. Și gata, mă, răducule, mă. Pe cuvânt. Trebuie doar să mai prind o vrăjitoare de asta, de chemăm noi toată ziua la televizor, să dea o... să scui pe ea. Că apoi e gata. Și cu asta... Puu, Doamne! Eu pun Luciovică sub scaun când vine, nu o să mai calce pe aici, vă spun eu. Uaulă! Ieri ne-am luat cu altele și am uitat să vorbim despre o întâmplare destul de gravă. Comisarul european Vivian Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, chiar s-a luat iar, domne, de biata noastră țărișoară, spunând că la noi nu se respectă statul de drept. Dacă în acest moment un stat membru restricționează justiția, noi nu avem decât o singură sancțiune și anume opțiunea nucleară. Putem priva țara respectivă de dreptul la vot, a declarat Vivian Reding într-un interviu acordat unei publicații germane. Iar afirmațiile vin în contextul în care susține oficialul european, sunt mai multe țări membre ale Uniunii Europene în care statul de drept este amenințat sau pus sub semnul întrebării. Vivian Reding a făcut referire explicită și la România și Ungaria, țări despre care spune că vor fi supravegheate îndeaproape. Eu știam că asta e placa de anul trecut, mă. Când toată propaganda pro-prezidențială lucra să demonstreze că în România are loc o lovitură de stat. Probabil că doamna Reding asta n-a aflat între timp că la noi statul de drept se respectă, că nici Băsescu și nici apropiații săi, dar mai ales apropiatele sale, nu sunt în pericol de a intra pe mâna justiției. La fel spunea și sărmanul de Zgonea, colegul Mihai Viteazul, știți, că poate e o greșeală de traducere, domne. Dar propaganda, nu și nu. Că e vorba despre situația actuală, băi. Ei bine, tanti Reding a revenit și a zis că da, era vorba despre criza constituțională de anul trecut, care s-a rezolvat cu ajutorul Comisiei Europene. Deci gata, băi, s-a rezolvat. Noi aici avem stat de drept și președinte nedorit. Băi, ia că avem și lucruri serioase de discutat, da? Mai sunt 10 zile până la barajul cu Grecia pentru mondiale și tot nu știm dacă și pe ce canal vom vedea meciul tur la televizor. Bine, așa cum am văzut ultimul meci al Simonei Halep exclusiv pe internet, putem vedea și țurca lupiți într-o mică fereastră pe computer, nu? Nu moare nimeni, nu? Bă, dar nu pot să nu mă întreb. TVR-ul ăsta ce păzește, mă, frate? La 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 la. Vieni qua, amore. Oh, s-a dus la mira mea. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Foto, foto, amore. Foto, facem foto. Sigur, discuțiile în jurul meciului cu Grecia, dezbaterile despre misiunea TVR, dacă ar trebui sau nu postul public să facă un efort și să dea poporului meciul naționalei, toate aceste tratative sunt atât de lungi că mi-ar trebui spațiu de emisie al Ramonei Bădescu. Plus al Andrei Marin. Plus salariul lor, cred. Doar că eu n-am bustul lor, na. Nu te uita. O, Doamne, unde se dusă? Nu pe bune acum. Dacă tot nu transmite Grecia-România, televiziunea de stat ar putea măcar să ne prezinte statistica meciului dintre lotul ei național de vedete și bugetul public. Serios. Păi să vedem, mă, și noi cum stăm cu adevărat. Da, uite aici, Naționala TVR. Sigur, sunt unii puși pe acolo de umplutură să iasă numărul, dar înțelegeți voi ideea, nu? Că nu degeaba plătiți taxă obligatorie Radio TV. Bă, a dat băse masa seară la B1, bă! El n-a venit, a rămas la palat, dar a zis să fie bine și pentru supuși.
Da, bă, masă mare, frumoasă. Așa bine le-au stat invitaților că mai aveau puțin și își împachetau limbile ca să le lase cadou. Ia, fiți atenți la Cartianu, cum comentează el creșterea salariului minim anunțată de Ponta. A spus, e adevărat că asta iar e condiționată, să vedem. Dom'le, că mărim salariul minim pe economie, da? Asta e o chestiune care poate să fie o veste foarte proastă pentru milioane de oameni. Hai, mă, Gregoar, mă! O veste foarte proastă pentru milioane de oameni. Nu e, mă, pentru milioane de oameni, bă. Sunteți mult, mult mai puțin, mă. Sau, așa vă zice Turcescu, bă, îi rupem, sunt milioane de băsiști. Deci nu e așa, mă, Gregoar, mă. Ăștia-s de la București, te fac de-mi vorbe, să știi. Războiul s-a terminat, tată. Bă, și însuși Turcescu o dă la o parte pe Andreea Pora și se repede el asupra bestiilor. Bagă, tată! Va fi foarte bine. Și e vorba aia din popor, cu foaie verde de dudău, o să fie și mai bine. Da? Asta este la guvernarea Ponta. Deci dă toate veștile proaste posibile, dar o să spună, dar e minunat, trăiți în guvernarea Ponta. Depinde cum le ambalezi. Cea mai proastă veste. Stai mă că m-ai enervat, Andreea. Cum, Andreea, depinde cum ambalezi? Depinde cum le ambalezi mediatic. Atât de prost încât orice i-ai ambalat frumos, el ia și duce la gură. Eu refuz să cred, mă, că trăim într-o astfel de țară. Nu, bravo, cea mai proastă. E minunat, te votăm în continuare. Bagă bani. Uite-i, mă, săraci, mă. Cum își dau cu labele peste bot unul altuia, care să fie primul la hârdău cu rahat. Purtați, mă, băieți, mă, niște bavețice așa, că vă mânjiți frumusețe de cămăși, mă. E, dar după atâția nervi, după atâta venin, după atâta grijă pe care o poartă ei acestui popor, ia fiți atenți cum li se luminează meclele când vine vorba de stăpân. Avem și un scurt potet al lui Traian Băsescu, face 62 de ani și vreau să vorbim puțin despre, mai ales că a venit domnul Sever Voinescu și îl cunoaște bine pe domnul Traian Băsescu și nici n-a mai vorbit de mult despre Traian Băsescu, domnul Sever Voinescu, așa că profităm așa de contextul ăsta cu 62 de ani pe care îi împlinește președintele și discutăm puțin despre rolul pe care îl poate juca în perioada imediat următoare. Îl poate juca în continuare. Ta-dam! Ați văzut, mă? Cum li s-au descleștat maxilarele, cum le-au revenit pupilele la normal. Frate, eu cred că ăștia fac emisiuni cu smurd în studio, pe cuvânt. Nu se știe niciodată, Doamne ferește. Și-au ajuns și la portretul conducătorului iubit. Priviți fața satisfăcută a lui Turcescu, capul mândru cum i se lasă ușor în gușă ca să asculte oda. Gândiți-vă că fără Traian Băsescu, probabil că 90% dintre lucrurile pe care le știm astăzi despre politicieni, despre obiceiurile lor păcătoase, nu le-ar fi știut. Le-ar fi bănuit poate un jurnalist cu spiritul dumneavoastră de observație. Ai, mă, că-i frumos, mă. L-a luat puțin cu limbuța și pe Turcescu de atâta poftă. La mulți ani, Traiane, încă o dată și să-ți trăiască menageria, frate. Am înțeles că a fost și la noi un filmuleț ieri toată ziua cu Băse, un om realizat. La asta s-a referit, nu? După mult timp, Șerban Huidu a rupt tăcerea. Uitați ce scrie omul, că în sfârșit poate și el să scrie, că la Cronica Cârcotașilor n-avea loc de găinușă. Nu am comentat până acum din diferite motive, dar acum o să-mi spun punctul de vedere. Am trăit zilele trecute un sentiment pe care nu mi-aș fi dorit să îl am. Un fel de dispreț, lehamite, ură și dezgust, citind despre avortul Biancăi pe o groază de site-uri și pe prima pagină din numeroase reviste și ziare. Așadar, omul ăsta, după un accident teribil în care era să moară, după un alt accident în care a omorât el niște oameni și după o perioadă lungă de retragere din spațiul public, simte nevoia să ia atitudine la o știre cu Bianca Drăgușanu, mă? Deci pe el l-au deranjat mai multe chestii așa, cum ar fi sutele de mii de români care trăiesc sub nivelul sărăciei, problema medicamentelor pentru bolnavii de cancer, corupția generalizată în mediul politic. Dar a tăcut. A tăcut și a ținut în el. Bă, dar acum când a citit-o pasta cu Bianca Drăgușanu, a zis că e prea mult, domne. Nu se mai poate, că trebuie să ia atitudine. Să înțelegem că în tot acest timp de recluziune, de profundă retragere în sine, de regăsire, Huidu citea Cancan, Click și se uita la Suleiman? Da. Bă, și parcă toată chestia asta cu Bianca și avortul e potema așa, cum să zic, similară?
Dragă Șerban Huidu, tu vrei cumva să ne spui că nu e bine să ucizi? Știu că nu mai e o știre, dar trebuie să vă spun. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoan au ajuns iar la cuțite. De fapt, au ajuns iar la plici. Dar până la divorț mai e. Stați liniștiți. Adriana e nervoasă iar și e în plin proces cu firmele lui Prigoană pentru niște salarii neplătite. Dă-mă banii, fetii, bă! Această sumă, gândiți-vă că e o sumă cât costă o mașină de gunoi. Un mizilic pentru ei, o ciupitură de purice. Dar dai dracu ce-i pielea pe ei, nu vor să-mi dea banii. Dar și eu sunt mai a dracului decât ei și voi judec cu ei până în pânzele albe. Cum spuneam, mai e până la divorț, pentru că cei doi au venit cu ceva nou pe piață. Soții Prigoană se ceartă în direct de acasă, dar din camere diferite. Semn că sunt ceva mai înțelepți acum. Domnul Prigoană stă cu telefonul la ureche în sufragerie, în timp ce Adriana urlă din bibliotecă. Iată ce rezultă de aici. Nu. Deci Adriana greșește, nu o să-i pună pe numele copilor, o să-mi dăm eu 1 miliard de 5 miliarde ca să obțină. Nu dă copilor noștri, ci îmi dăm eu 1 miliard de 5. O să-i dau și lui împrumut 1 miliard. Și nașul, nașul. Nu era vorba împrumut, stai un pic. Aoleu, vrei de tot acum? Da. Auzi, nu vă supărați, voi sunteți în aceeași cameră? Nu, suntem separați. Adriana e în bibliotecă, citește legislația, să vadă dacă vreodată are șansă să câștige ceva de la compania respectivă. Și eu sunt foarte relaxat în sufragerie. Sincer, nu înțeleg de ce n-a intrat în direct și soacra domnului Prigoană, aflată în baie. Cred că se lămureau și mai bine lucrurile, mai ales dacă intervenea Bona de pe balcon. Așadar, din cauza distanței strategice, cade varianta ca Silviu Prigoană să folosească pliciul în direct, iar asta chiar le poate salva relația. Simona Trașcă este distrusă de durere. Să nu începeți iar cu cine e Simona Trașcă și de ce vorbim despre ea, da? V-am spus că e distrusă de durere. Ce vreți mai mult? Fata, care are vreo 32 de ani, a aflat că băiatul pe care îl iubește ea are doar 17 ani. Adică e un pic minor și practic a fost nevoită să se despartă de el. Și asta deși ăla mic are niște părinți bogați, că doar nu credeți că îl iubește pentru alocația pe care o primește de la stat. O dramă din cauza căreia, să știți că Simonei i s-a făcut rău în direct, mă. Te-ai îndrăgostit de el? O să-mi treacă. Adică o să-mi treacă, trebuie să-mi treacă, o să fiu bine. A fost un șoc pentru mine când am aflat și când m-a sunat tatălui și mi-a spus că nu putem să fim împreună, eu nu înțelegeam de ce. Ok, e o diferență între noi, dar dacă amândoi ne iubeam, eu am considerat că... Na, am zis că vreau să fiu fericită o lună, două... E destul de complicat să ai o discuție cu un copil de 17 ani, să-i... Stai jos, nu te mai ridica, te rog. Eu o să vă rog totuși să chemați o salvare, că... Ești ok? O să chemai colegii mei o salvare chiar acum, cred că trebuie să ți se facă un calciu. Mihai, te rog frumos, hai să o ducem nu în spate. Nu am amețeli. Bă, orice ați spune, să știți că nu e simplu să-ți dai seama că iubitul are 17 ani. De unde, bă, să știe Simona că ăsta mic era clasa 11-a? Doar nu era să-l judece superficial după coșurile de pe față sau după... Mă rog, păcat oricum de părinții lui bogați. Bă, pe aia cu procurorul care a pierdut banii la poker, o știți? Bă, adevărul e că n-avem nici noroc, mă, noi românii. Pe cuvânt. Păi uite, un procuror de ICOT este cercetat pentru delapidare după ce a pierdut banii de flagrant, 100.000 de euro, la poker. Bă, asta ne arată clar că nu e bine să mizezi la poker banii de flagrant, mă. Nu pe 2-5 ar, frate! Asta a fost, dragilor, ne vedem mâine 23:15 tot aici la România TV. Ne găsiți pe Facebook, rămâneți cu Hergeu la știri. Noapte bună! Și plictisindu-se enorm, s-a Purtați, mă, băieți, mă, niște bavețiși, bă. Vă mânjiți frumusețe de cămăși la... Da, știu că nu mai e o știre, dar trebuie să o...
Iupi! Am terminat!